Proiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe extraordinare a consilierilor județeni și a fost aprobat. Contractul va fi semnat în câteva zile. Urgența astăzi la ora 4 a expirat termenul. Noi am primit vineri în timpul ședinței ordinare de Consiliu Județean și n-am avut timpul necesar să redactăm o nouă hotărâre de Consiliu prin care anumite sume trebuiau reanalizate. Sper eu în două săptămâni să semnăm primul contract de finanțare pe programul operațional regional pentru primul drum județean care va intra în reabilitare începând de anul viitor. Aceasta era urgența. Astăzi, la ora 16, expira data la care și ora la care trebuia să trimitem aceste clarificări. Clarificările survin ca urmarea unor modificări legislative. Noi am făcut auditul de siguranță rutieră la data depunerii proiectului ianuarie 2017. Legea s-a modificat între timp. Aceste cheltuieli sunt neeligibile și de aceea ar trebui să dăm această hotărâre cu noi indicatori tehnico-economici. Se modifică sumele? S-au diminuat cu 306.900. Suma pe care o avem ca și fonduri nerambursabile. Lucrările vor demara de anul viitor.